Avem Consiliul de vară și avem o agendă foarte bogată. Aș menționa, poate, dintre toate temele care sunt astăzi pe ordinea de zi, una care e poate mai deosebită, și anume așa numitul PESCO, deci colaborarea structurată pe securitate și apărare externă. Aici România este foarte interesată, fiindcă dorim să existe o colaborare strânsă între toate statele membre ale Uniunii și noi o să ne aducem aportul aici, dar evident cu aceeași mențiune pe care am făcut-o și cu altă ocazie. Nu vrem să dezvoltăm un paralelism cu NATO, ci vrem să dezvoltăm structuri care, pe de o parte, satisfac nevoile Uniunii, pe de altă parte, se completează și nu se concurează cu structurile NATO. În afară de această temă, mai sunt multe teme grele, dar sunt teme unde pregătirile sunt foarte avansate și nu preconizez discuții complicate pe migrație, pe piața internă, piața digitală și așa mai departe. Care este oferta României în ceea ce privește grupurile de luptă, dacă avem una până în acest moment, și în ceea ce privește programul de dezvoltare a capabilităților militare? Nu s-a ajuns încă în această fază unde se discută concret de grupuri de luptă sau capacități care vor fi angajate. În această fază, mai exact astăzi, se dorește o discuție de principiu pentru a ști dacă statele membre în principiu sunt de acord să se conceapă o astfel de colaborare structurată. Știți că din partea Comisiei au fost prezentate 3 scenarii posibile și se dorește a verifica opțiunea statelor membre în aceste chestiuni. Va fi o discuție care în final bănuiesc că se va finaliza cu un acord pe elaborarea unui concept. Deci discutați cu domnul Macron mâine despre aderarea României la Schengen? Da, sigur o să discut. Este o temă importantă pentru noi. Cu ce urmări și ceea ce se întâmplă în România? Vă răspund la toți. Pe rând, vă rog, da? Ce se întâmplă în România, știm acest lucru. De unde veți desemna pe mine? Dintre politicienii de la București. Asta a fost o glumă. Voi avea discuții luni cu toate partidele, după care o să fac o evaluare proprie și o să mă întâlnesc și cu dumneavoastră ca să vă spun ce opinie am. Bănuiesc că între timp ați aflat programările pentru consultări și ați văzut că am chemat pe toată lumea, însemnând toate partidele parlamentare, desigur. Vreau să cunosc toate opiniile, după care voi trece la desemnarea unei persoane. Ce veți face cu demisiile ministrilor care au ajuns de la Cotroceni? În condițiile în care mulți și le retrag pentru că vor să ajungă. Da, am văzut că a apărut o mare discuție mare despre demisie. Este inutilă. Un ministru este în funcție până când ori îl eliberez prin decret, ceea ce n-am făcut încă, sau se validează un nou guvern votat de Parlament și atunci activitatea vechilor miniștri încetează din oficiu. Deci toată discuția este artificială. Cred că este evident pentru toată lumea că nu o să mă apuc să numesc miniștri pentru 2 zile. Așa ceva nu se face. Cei care sunt pe funcție n-au decât să-și vadă de treabă până când clarificăm chestiunea noului guvern. Ce criterii trebuie să îndeplinească viitorul premier, cel pe care îl veți sau o veți? Premierul trebuie să fie o persoană integră, fără probleme penale, o persoană care mă convinge că are capacitatea să conducă un guvern și o persoană cu o majoritate parlamentară în spate. Alegerile anticipate vi se par o soluție de luat în calcul în acest moment? Alegerile anticipate sunt o soluție prevăzută de Constituție, dar sigur, pentru a ajunge la alegeri anticipate, trebuie să intrăm mai întâi într-o criză profundă și eu în niciun caz nu-mi doresc așa ceva. Dar sigur, ele nu pot fi niciodată excluse și în fond aici depinde foarte mult de voturile din Parlament.
Am văzut că în țară se fac tot felul de scenarii, tot felul de politicieni îmi dau sfaturi cum să numesc și pe cine să numesc. În realitate, aceste lucruri despre cine are sau nu o majoritate se stabilesc prin vot. Pur și simplu, majoritatea se stabilește prin vot în Parlament. Votul de la moțiune este un astfel de test pentru majoritate? A fost un astfel de test pentru majoritate? Sau, să vă întreb altfel, considerați că PSD și ALDE au majoritate în acest moment? Asta o să vă spun în detaliu luni, după consultări. Ați vorbit până acum cu Dragnea în ultimele zile, până la consultările de luni? Eu am vorbit cu premierul, dintre toți cei implicați în această chestiune, și am vorbit fiindcă am vrut să știu dacă înțelege să continue cu responsabilitate până la stabilirea unei noi formule guvernamentale. Cu ceilalți politicieni voi vorbi luni la consultări și sunt foarte interesat de opiniile lor. Știți care sunt propunerile PSD-ului? Cu ce propuneri vor veni? V-au anunțat într-un fel sau altul? Luni, socot că mă vor anunța. Da. Mulțumesc!